Tu ai fost profesor universitar, ne? Da. Și care ai stat pe catedră și ai predat filozofia? Da. Și studenții te ascultă? Bineînțeles. Bineînțeles. Și la slănii ce ai făcut? Am lucrat în mine. Chiar ai lucrat? Cred că știți foarte bine ce-am făcut acolo. Ce ai zis tu așa ca filozof când te-ai trezit cu roaba în mână, ha? Un universitar la filozofie nu este neapărat un filozof. Dar ce este? Un simplu profesor. Un simplu profesor? Ia ia loc aici. Cât ai stat acolo? Filozofie sau ai uitat tot? Nu, n-am uitat nimic. Zici mie două idei. Ce fel de idei? Păi nu zici că ai predat filozofie și că n-ai uitat nimic? Da. Păi două idei filozofice. Filozofice? Da. Două idei filozofice. Cuget, de ce există? Ce e asta? O idee filozofică. E a ta sau e a altuia? Nu, nu este a mea. A cui e? Un mare gânditor francez. Ce înseamnă asta? Că este foarte sigur că exist din moment ce gândesc. Mare brânț. Este lucru sigur, o idee filozofică. Cum zic, o idee filozofică? Păi cum adică? Dacă nu gândesc, nu exist? Uite, grâul ăsta încolțit. Sau un cal, sau un măgar. Nu gândești. Înseamnă că nu există? Pot să spun că nu există, dar e foarte sigur că eu exist din moment ce gândesc. Hai mai zi, alta. Totul este bine în cea mai bună dintre lumile posibile. Păi asta e o lozincă. O fi din Marx, a? Da, poate să fie. Da, așa, nu știi?